Bine m prieten, regăsit, da, ați citit foarte corect titlul. Cum ne face de rahat Madame Șoșoacă? Mă rog, titlul corect ar fi fost cu căcat în loc de rahat, dar cred că înțelegem. Ar trebui să fie o furie pur și simplu inclusiv instituțională la aberațiile madamei deputat. Și vă citez un titlu din Digi24, nu, conspirații noastră. Șoșoacă vrea ca România să invadeze Ucraina, a depus un proiect de lege pentru anexarea mai multor teritorii. Fătuca asta prorusă nu înțelege niște lucruri. Bă, nu poți să faci orice, oricând, oricui, doar pentru că niște oameni au crezut în tine și te-au trimis în camera deputaților, te-au trimis parlamentar. Eu mă întreb în ce măsură un om care are totuși controlul psihologic, psihiatric, etc., 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 poate să ajungă într-o instituție fundamentală a statului român, a democrației în general. Pur și simplu nimeni nu se poate atinge de doamna șoșoacă pentru că se lasă cu istericale. Ați văzut de la roexituri până la invadarea Ucrainei, anexarea unor teritorii. Băi, Domnul Putin, tovarășul Putin, de ce nu e la tine la Kremlin? Îi dai o medalie acolo, va fi fericitare, pieptul mare, poate cuprinde un metru pătrat de medalii și de decorații și am scăpat și noi de ea și tu ești fericit cu ea. Și ea este fericită cu tine. Pentru că există momente în care, trebuie spus, nu se mai poate. Da? Am înțeles. Ești liber să te duci deputat, nedeputat la ambasada Rusiei. Vrei tu vot că rusească? Du-te tată acolo, ia-te de braț cu Cuzmin, fă selfie-uri, fă ce vrei tu acolo. Da? Dar de aici până a venit cu proiecte de lege, prin care, atenție, se face praf imaginea unei țări care a sărit împreună cu Polonia, împreună cu celelalte țări, în ajutorul celor care fugeau din calea morții, da? din Ucraina, deja este o cale. Nu se poate să vii cu un astfel de proiect de lege și nimeni să nu comenteze, să, să, să considerăm a, e un proiect de lege ca toate celelalte, sigur că nu va trece. Băi, băieți, până la nu va trece, înseamnă ceva. Sigur că sunt calcule electorale. În momentul în care probabil sfătuitorii madamei au văzut că 25% dintre români se opun ajutorului dat Ucraine și atenție, ajutor umanitar, nu este vorba de ajutor militar, ce or fi să ăștia? Madame, ai cale deschisă, sunt o grămadă de dungalăi, dar care, păi te-ar susține. Din ea 25, poate ei 20, dar poate mai crește până atunci. Calcule de-astea meschine electorale. Adică eu aștept ca acum instituțiile să vină să pună piciorul în prag. Da? S-a putut în pandemie. Toate porcăriile alea, mă rog, toate, câteva, sau cele mai turbate porcării de pe site-uri, de pe tot felul de de-astea conspiraționiste, care făceau prin tot felul de informații, între ghilimele, rău comunității, da? Nu te feri de boală, vaccinul e o prostie, nu există COVID, tot felul de prostii au fost închise. Există legi pentru asta. În momentul în care ești parlamentar, nu înseamnă că ești deasupra legii. Și madame, care se dă tare mare că știe Constituția, trebuie să se uite la articolul 16. Nimeni nu este deasupra legii, ok? Și când vii cu conspirații, bacă, nu știu ce-o făcut ăla cu uh, arma meteorologică și-o făcut cu tremur în uh, Turcia. Bac uh, nu știu ce, oprești vaccinarea într-un sat. Acum vii cu aiurel, cu Guvernul Mondial, odată dat un... Uh, un uh, interviu într-un ziar prorus din Serbia, în care vorbește de guverne mondiale de asta, nu îi se întâmplă nimic, zici că e bolnav. Bă, n-ai voie să te atingi de el că e bolnav. Băieți, ne face de rahat. Tot ce înseamnă relație, România-Ucraina, România cel și oricare altă țară este contaminată. Știi, ai impresia că este, și avem impresia că este un fapt, o, lasă, domnule, lasă, că și așa e asta, așa cum e. Da, nu, nu e așa. Pentru că pentru un politician din altă țară, Madame Șoșoacă este un politician din România. Și știrea este că un politician din România propune un proiect de lege prin care România să invadeze acum Ucraina, da, băi, bunftălită de, de Ruș la est, ia să -o, o radem și la, și la sud, ok, și să recupereze niște teritorii care cicau aparțin României. Dar cum ar fi dacă ar veni bulgarii să spună Aoleo, mai băieți, voi știți că primul țara bulgar, al doilea țara bulgar, Dobrogea chiar, ia dați-ne-o că hai că auzim noi de un deputat, nu știu de care, din Bulgaria, și el a dus cu capul, domnule, să anexăm, să invadăm România, să anexăm, nu știu, Valahia, să anexăm Dobrogea, că a fost a noastră mai mult decât a fost a României. După să vină otomanii să spună, ha, păi stai un pic, că după țaratul bulgar am fost noi, ia să anexăm noi și Bulgaria cu ocazia asta, dar și țările române, că până în 1878, totale noastre au fost. Și au zis ei, principate, până la congresul de la Berlin, tot la Stambul suna uh, SMS-ul de să trăiți, v-am adus niște peșcheșuri. Bun, sau să vină lați, da, din toate părțile, sau să vină toate părțile în toate părțile, să invadeze toate părțile, toate părțile și fiecare să ja ce crede că a fost a lui vreodată. Adică intrăm într-o logică incredibilă pentru secolul 21, Incredibilă pentru o țară a Uniunii Europene, incredibilă pentru o țară care stă lângă o altă țară invadată de cel mai spurcat și mai, mai jegos adversar al omenirii, al modernit modernității. Vorbim despre Kremlin, vorbim despre Moscova, vorbim, sigur, despre puterea politică, nu despre omul simplu. Ori asta ar trebui să fie amendabil. Amendabil la nivel de lege, amendabil la nivel de spitalizare, dacă este cazul, amendabil la ejectarea din viața politică a unor oastre de oameni. Pentru că, da, madame spune, mi-am făcut partid SOS, da? Ok, vezi că este acolo în lege în registrul partidelor politice. Vezi că mai există niște, niște formule în statutul parlamentarului, vezi că există niște lucruri în Constituție, vezi că există niște lucruri, poate că în partea specială a codului penal, adică vorbim despre Oare o invazie, o invadare a altei țări nu, nu înseamnă și niște deranjamente stomacal-constituționale? Că există acolo, în partea specială a codului penal, ceva despre ordinea constituțională. Există în Constituție despre niște documente semnate de bună vecinătate de România, înainte de intrarea în Uniunea Europeană, etc. Sigur, nu se aplică pentru că doamna are gura mare și, vai, nu cumva să te atingi de ea, că cu o cofloare că imediat strage cu jardiniera una în cap. Asta este politica românească. Foarte puternică cu cei mici și incredibil de negociabilă cu cei mari. Să vii, să pui în, în ansamblu ăsta a tot ce înseamnă, nu știu cum să-i zic, public, onestitate publică, încredere publică. Da? Să pui un astfel de proiect de lege și nimeni să nu spună nimic, mi se pare incredibil. Noi am tot mers politicienii, da? Când au avut o gogoa și au băgat-o, hai să o ignorăm că nu e niciun bai. Nu trebuie ignorată. Pentru că așa ați ignorat aurul. Lasă-mă că îți dăia că îți fei buciși, că îți dau like-uri și îți dau share-uri. Da? Și acum partidul ăsta extremist este la 20%, băieți. Adică unul din cinci români și-ar băga picioarele în tot ce înseamnă Uniunea Europeană, ar vrea să fie, hai mă, lasă-mă cu Bruxelles, că sigur e o altă Moscovă, că Uniunea Europeană este URSS-ul și tot felul de fake-uri de astea băgate în rândul nemulțumiților. Unii fără noroc în viață, alții părăsiți de toată lumea, alții niște putori, alții niște naivi, alții niște creduri. Da, pur și simplu. Sau unii care au urme de onestitate, dar simt ei ceva în interiorul, în lăuntru ființei lor, cum că totuși lumea nu merge într-o direcție bună, că mai bine era când eram eu tânăr. Da, numai pentru că el mergea la mândri atunci și acum, ce să vezi, vine andropauza și face praf ideologia de altă dată. Înțelegeți? Nu se discută despre chestia asta. Vorbesc foarte puțin oameni, vorbesc foarte puțini analiști, Pur și simplu există un fel de să nu ne murdărim cu subiectul. Sigur că da, nu te murdări cu subiectul. Într-o zi porcii vor popula parlamentul. Ia uite că și rimează. Într-o zi vor fi mai mulți proști decât deștepți în țara asta. Da? Într-o zi țara asta va fi victima propriei naivități și propriei tăceri. Despre chestiile astea nu discutăm, pentru că noi suntem cu nasul pe sus, suntem în Europeană, dăm cifre pe statistică, stăm bine. Pe orice ministru întreb, indiferent cât este de jos domeniul lui orice ministru vine la ora actuală să spună da, dar vom face, vom drege, vom nu știu ce. Sau, domnule, lucrurile nu stau chiar așa, că a mers acolo și oamenii muncesc. Și dacă îl întreb de numiri politice, nu e chiar așa, pentru că partidul și trebuie să, 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 să ducă la politica partidului. Totul este cu roz în țara asta. Roz bombon cu picățele. E bine, de la picățelele astea, pic cu pic, că și așa despre picătura chinezească va trebui să povestim într-o zi. Ați văzut ce s-a întâmplat la Arad, s-a lansat cartea aia în care se aduc elogii Chinei comuniste, n-avem nicio problemă, toată prodimentarea, toată nomenclatura Aradului a fost ca să aplaude o doamnă cu o vârstă venerabilă care nu-i așa vede în China viitorul strălucit al lumii și prezentul de urmat. Ok? Ce mi-aia, că nu se vorbește, ce mi-a madame șoșoacă, că nu se vorbește. Ne-am făcut de rahat, ne-am făcut. Și în politica externă știți care e banul? Bă, și dacă dispare rahatul, mirosul persistă generații întregi. Noi asta încă n-am învățat. Că avem impresia că istoria e de pe azi pe mâine, doar pentru că noi avem o politică de pe azi pe mâine și pentru că noi trăim, nu așa, de pe azi pe mâine. Un weekend minunat, cu gânduri profunde. Că și așa suntem la fund. O zi minunată.